nu, frate, nu trebuie să ajungem la chestia asta, ok? Dacă vrei poți să apari în vlogurile mele, nu trebuie să faci asta, deci te rog, nu o fă. Înțelegi tu, nu? Sigur, crezi că o să fac chestia asta doar pentru că mă rogi tu? Ah, come on, dude! Hai, de... Ok, nu mă pot să văd și eu ceva pe aici. E ceasul. 3 dimineața, serios? Îți bați joc de mine? Aoleu. De ce m-am trezit eu la ora asta? Vino în echipa noastră. Hashtag noaptea târziu. Ce ar trebui să fie asta? Be Romania's next big vlogger. Ce fost și ceva cinematic. Ok. Cred că ți-ai dat seama că videoul ăsta e despre tine, nu despre noi, și că din momentul ăsta doar tu contezi. Noi nu o să venim cu cifre, noi nu o să venim cu echipă, sau cu faptul că o să fim singurii români nominalizați la Streamy Awards. Astea sunt doar răspatea lucrurilor bine făcut. Suntem primii YouTuber din România care am creat un viral. Și asta pentru că am crezut în noi și pentru că am fost noi. În momentul în care am apărut, am derutat tot online-ul și media din România și ne dorim pe bune ca tu să fii următor. Asta este. Tu! Noi venim cu experiență, tu vină cu tot ce ai tu mai bun. Din momentul ăsta putem deveni corești, deci pregătește-te să devii cunoscut în toată țara. Intră pe site-ul din descriere, citește cu atenție regulamentul, urcă un video care să vedem cum ești tu și de aici pornește toată aventura, pentru că ăsta e și challenge-ul nostru, tipul. Hai că vorbeam despre el. Știi că după ce să câștige să apar pe doza de Coca-Cola și că o să ai cu ei un super contract timp de un an de zile. Noi n-am avut asta. Și de aici începe succesul vostru. Da, și acum așa de afară. Nu contează dacă ești fata sau băiat, lăsă-i la o parte. Trebuie doar să ai peste 15 ani, să ai mai puțin de 10.000 de abonați pe canalul tău de YouTube sau să nu ai deloc, bineînțeles. Și de restul ne ocupăm împreună, nu? Că de aia facem o echipă. Deci eu zic doar să câștigăm și să devenim colegi, da? Sună bine? Pinky, da. Știi la 10.000 de abonați. Ok, videoclipul a fost interesant și îmi place ideea lor și faptul că pot să fiu eu, dar sincer, din 800.000 de oameni cât are Noaptea Târziu abonați, sincer, nu știu, mi se pare foarte mult și îmi dau șanse, sincer, să câștig chestia asta. Înscrietele la Romania Next Big Vlogger poți reuși, merită să încerci. Let's give it a shot. What? De ce se vede așa? What the fuck? Pă! Ia uite la ea. Cred că ceva de genul ar merge, dar... Ăsta e dezavantajul când nu ai o cameră profesională. Salutare tuturor, eu sunt Robi și da, asta e intro pe care în mod normal l-aș fi făcut pentru YouTube, dar având în vedere că e un clip pentru Noaptea Târziu, exclusiv Coca-Cola, bem Coca-Cola, nu bem Coca-Cola? Da. Astăzi vreau să vă spun câteva lucruri despre mine și să vă prezint cum sunt eu, ce fac aici pe YouTube în caz că probabil nu v-ați uitat la celelalte clipuri ale mele. Da, n-am mai postat de foarte mult timp. Se mai întâmplă, da, școala, chestii. Ceva totuși nu-mi place la clipul ăsta, dar nu-mi pot da seama ce. E mult mai bine. Deci, pur și simplu vreau să vă spun acest videoclip câteva lucruri despre mine, poate mai interesante, poate nu, și să vă spun despre cariera mea de pe YouTube. Deci, după cum probabil nu cred că știți, deci pe la ora 3 dimineața am primit o notificare pe tabletă că, uite, noaptea târziu am încărcat un videoclip cu Romania Next Big Vlogger și mi s-a părut o idee interesantă, dar... Nu știu, nu eram decis dacă vreau să fac chestia asta sau dacă nu vreau să o fac, dar am primit un mesaj de dimineață de la un prieten de-al meu și care mi-a spus că, uite, poți faci chestia asta, ar fi destul de interesant, chestii trestii, și am zis, ok, de ce să nu fac chestia asta, deci facem aici un videoclip, vorbim puțin despre anumite chestii interesante, poate nu. Am văzut în clipul respectiv că ideea ar fi să fiu eu, așa că în acest clip tot ce o să fac special o să fiu eu, adică ăsta cu tricoul ăsta și...
chestii, da? Bun, deci cariera mea pe YouTube a început acum foarte mult timp. Am început cu canale de gaming, canale de tutoriale. Pe unele le-am lăsat, pe unele încă le continui. Și am început la un moment dat și un canal de vlog. Nu știu dacă a fost o idee bună să fac chestia asta, pentru că mai toată lumea s-a luat de mine că de ce faci treaba asta, nu mi se pare ok, mi se pare ciudat. Am început să ascult de aceste persoane și încet încet am început să mă las. Dar într-o zi mi-a venit ideea să continui și am zis, dacă fac ceea ce îmi place, nu știu de ce aș asculta de ceilalți, dacă eu cred că e bine, o să încerc și când poate într-o zi voi ajunge undeva, o să vorbesc cu acele persoane și o să le spun că, uite, am ajuns aici pentru că nu v-am ascultat pe voi. Vai, ce clipuri tâmpite postam la început, încă mi-amintesc, erau câteva tipuri de oameni sau chiar nici mai știu sincer, un clip știu că era cu Illuminati și altele, a fost și un clip în care am vorbit despre fumat și da, foarte mult hate, probabil am făcut clipul ăla. Bun, și anul trecut am început în vară să fac ceva daily vlog-uri, canalul meu a crescut exponențial, pot spune, ca și funcție de la matematică, pentru că clasa 10-a și da, matematică intensivă, ok. Așa că canalul meu a crescut destul de mult în acea perioadă, am strâns destul de mulți abonați într-o perioadă foarte scurtă de timp și am ajuns aici. Din păcate, în ultima perioadă de timp nu am mai postat și mi-a venit ideea ca astăzi, vineri 24 martie, să încerc să filmez un videoclip, să-l pun pe YouTube, să văd ce să fac. Dar pur și simplu mi-a venit mai bine ideea să fac acest clip, poate voi fi ales, poate nu, dar oricum e o experiență destul de interesantă să faci astfel de clipuri, nu pentru YouTube, nu pentru Facebook, să le faci pentru YouTuberi, pot spune. Și de ce am ales noaptea târziu? Am mai văzut ceva clipuri de genul la Mikey, Max și încă câțiva YouTuberi și mi s-a părut interesantă ideea să postez un videoclip, doar că nu mi-a convenit tema lor, adică pentru Max nu aș fi vrut să fac un clip în care sunt el pentru o zi, pentru că pur și simplu nu aș fi fost el, nu ar fi fost clipul de genul pe care vreau să-l fac. Și ideea lui Mikey nu mi-a convenit pentru că trebuia să reacționez la niște videoclipuri, practic aș fi făcut o mini doză de hash și sincer nu cred că am cele mai bune reacții. Am mai făcut ceva clipuri cu reacții pe canal și nu au mers destul de bine, deci de asta am făcut chestia asta. Plus că ideea voastră mi-a părut a fi una foarte bună, adică să pot să fiu eu, să fac ce vreau, să fac un videoclip cum vreau eu și să nu am nicio limită, să pot să trec de orice barieră și pur și simplu să fac ce vreau. Mai am ceva de spus oare? Ok, lume, cam atât și pentru acest videoclip, sper că v-a plăcut. Am băgat și vape-ul ăsta în cadru pentru că, uite, îl folosesc, merge destul de ok. Pot să schimb și culorile și scoate un sunet. Nu știu dacă puteți auzi. Sunetul nu trebuia să fie chiar așa, what the heck? Nu? Opa, oh god, no. Ok, lăsăm asta deoparte și cam atât și pentru acest videoclip, pentru că deja cred că este foarte lung. Nu știu cât de bine mi-a ieșit, ăsta sunt eu, am încercat să fac cât de bine am putut să fac lucrurile, cât de bine am putut. Nu știu cât mi-a ieșit și da, cam atât și pentru acest videoclip, sper că v-a plăcut, mulțumesc pentru atenția acordată, pentru că v-ați uitat, pentru că poate ați schițat și un zâmbet și chestia asta înseamnă destul de mult pentru mine. Și noi ne auzim probabil niciodată sau probabil data viitoare. Pa, pa!